Ia bag eu cântare, dar de-aia frumoasă, mai specială. Am mă, că cânt o melodie frumoasă, da? Pentru el așa? Da. Ia mă, că... Nazurile brav, ce nu și-a făcut de fără, strănușe! Lanturile brav, ce nu și-a făcut, doamne, fără, strănușe! Să ia pe pușcărie, să iasă toată lumea! Au să ia foc și cabinetul! Unde stă locotenentul? Să iasă fanela mea. Yo! Hai, că ai o vizită. Yo, o vizită! Haide, bă, ce faci? Nu te cheamă Chișcan sau cum? Ba, da, dar ce vizită? Păi hai, treci, hai, că n-am timp la tine. Hai, mici, Petru, dacă. Știi cine mă caută? Nu știu, vedem, acum. Avem mai seama. Salut. Să trăiți. Știi cine mă caută? Da, mă, te caut tu, frate. Poți să mă știu cum apoi încă? Să mă vezi? Îmi vreau unul peste două săptămâni acasă. Ba da. Păi și atunci. A venit mama acasă. Cum să vină mama acasă? A venit. Dacă îți spun că a venit, a venit. A fost în Italia. Vreau să mă ia cu ea în Italia. Și tu ce ai zis? Las că vreau să vorbesc cu tine. Dar tu ce vrei? Zi-mă tu ce vrei. Chișcan, gata vizita. Păi cum să fie gata dacă abia am început? Gata vizita s-a terminat. Păi n-are cum să se termine. Ești mi-a dat afară și nu mai comentă. Ești programat la cabinet. Ce cabinet? Dacă am 15 minute după regulament la vizită, mâine la cabinet? Mai ai 2 minute. Tu cu ce vine mă până aici? Cu maxi taxi. Care maxi taxi? La ora asta.
duci acasă. Stai liniștit. Că în 15 zile mai e liber și vine acasă, nu? Da. Și rezolv. Mama, trebuie să plece într-o săptămână. Hai că vreau să vorbească cu tine până te eliberezi. Lasă-mi să nu mai vorbească că vine în 15 zile și da? Da. Și rezolv. Da? Domnul Ajun, poți să mă încep până la toaletă, vă rog frumos, că nu mai pot. Ce vrei, mă? Vreau să mă până la toaletă, că nu mai pot. Vine în 5 minute. În 2 minute stai aici. Ce zici, bă, că n-ai voie la gang? Bă, lasă-mă! Ce faci, mă, Lipo? Ce faci, mă, Lipo, astăzi? Patron Eligiu. Aici. Apostol Florinel. Aici. Bădescu Ionel Cristian. Aici. Bănescu Petrișor. Aici. Catargă Dumitru. Aici. Elefterie Daniel. Aici.
În data de 12 aprilie 2009, ora 16:43, am răspuns comenzii din foișorul de supraveghere și am executat reținerea deținutului Chișcan Silviu. Deținutul Chișcan Silviu s-a deplasat în afara spațiului de deținere, a ajuns în spațiul de supraveghere, nu a răspuns somației și a opus rezistență la reținere. Ce părere? Patru ani cât ai stat în pușcărie, ai fost băiat cu minte. Îți place la carcere? Nu-mi place. Păi și atunci ce ai căutat acolo? Hm? Fii atent aici. Îmi spui acum ce ai căutat acolo. Hai. Bagă. Dacă nu mai ai 2 ani de pușcărie ca popa. Vreau să văd cine l-a dus pe fratele meu la vizită. Și cine l-a dus? O femeie. Și cine era femeia? Maică. Și? Și vrea să-l ia cu ea în Italia. Ce vrea să facă? Vrea să-l ia în Italia cu ea. Pe frate. Păi și ce? Foarte bine. Tu nu vrei să-l ia? Nu. Hai mă, fi serios, mă. Nu o zile cât mai stai aici. Să nu mai greșești o virgulă. Ai auzit? Am înțeles, domn director. Putin! Hai, mânuță! Ți-a dat drumul, mă? Da, mă, iertă. Bă, am și nevoie să dau și un telefon urgent. Nu te apusește să dai sifonul, bă? Nu, mă, cum să mă pun? Dă-i, mă, drumul, pula mea. Bă, să moară familia mea dacă te mint. Bă. Cum să mă pun? Am și să dau nevoie de un telefon urgent. Când, mă? Acum. Băi, blondule! Ce mă, stă, nu? Da, m-a iertat pe rând. Ai relație? Vreau să dea și el un telefon. Nu știi să pune de blanjiu. Cui vrei să dea telefon? Frate. Da, da.
Bine, bine! Când ne scoate azi la muncă? E la duș, mai azi? Trei pachete, mă. Bă, stai așa. Stai așa să mă rog dacă te mint, dacă am vrut țigară pe mine. Dar îți dau când ies afară, să trimit. Nu știu cum vă trimiți. Unde? Am dat eu până acum la cineva fraierel? Ți-a apă la cineva, am dat eu? Vine mă 7 pachete atunci. Apostol Florinel, Chișcan Silviu, Prălițeanu Steluș, Bănescu Petrișor, cu mine la interviu. Salut, eu sunt Ana. Silviu. Sunt în practică în penitenciar pentru o săptămână și o să faci chestionarul ăsta cu mine. Uite, propozițiile astea trebuie completate. Tu scrii ce urmează. Nu, deci trebuie să le completezi, nu? Exact. După ce le completăm, ce facem? Facem un interviu. Și după aia o să venim la tine acasă peste o săptămână după ce te eliberezi, dacă ești de acord. Da. Bun. Vrei să știi ce îmi place mie cel mai mult? Cum adică? Păi uite, scrie aici. Cel mai mult îmi place să...
Ah, da, tu trebuie să completezi. Să scrii. Nu, eu nu vreau să completez, eu vreau să mă întreb tu. Păi, de ce să te întreb eu dacă trebuie să scrii? Păi mie nu-mi place să scriu. Îmi place să mă întreb tu. Bine. Vrei să știi? Da. Îi întreabă-mă atunci. Ce-ți place ție cel mai mult? Mie îmi place să mănânc cel mai mult pizza. Ți-ți place pizza? Eu am venit de ce numai să te ajut să completezi formularele astea. Și nu mai putem vorbi acum. Nu putem vorbi? Nu. De ce? Mai ai nelămuriri? Da, de ce nu putem vorbi? Pentru că nu putem. Da. Am venit să te ajut. Sunt în practică. Mersi. Bine. Mă mai completez, nu? Da. Cine mai e? Și după ce completez, ce fac? După aceea e interviu, la întâlnirea următoare. Ce faci? Mama e acolo? Să-mi ieșim.
auzit că vrei să mă vezi. Mâine să fac vizite, dacă vrei să vii. Tutti frutti te che la, si che la te di lava, merloni si vuole tolla, ma ti la parte la su, merloni. Alineați fața la mine! Domnișoara? Domnișoara? Aho, de ce mă ignori? Salut! Bună! Poți să spun ceva? Zi! Ești foarte frumos. Da. Mersi! Hai vedem ce-i complimentul. Ce număr a fost? Tu n-ai văzut că a fost 3? Nu, 2 a fost. Cum să fie? 2 a fost, nu. Băi, soare, a fost 3, mă, frate. Nu, pentru bulangiu ăsta e ce număr vrea pulan. De ce mă faci, mă, bună? Bă, dă-te, dragă. Ce până zici să dai? Ia mâna pe mine. Ia mâna pe mine, am zis, ia mâna pe mine. Hai, mă, dă-i. Dă-mă, frere, hai. Ți-e frică? Ți-e frică, mă? Hai, dă-mă. Dă-i. Lovește sau ți-e frică că nu mai te eliberezi? Ha? Ți-e frică că nu te mai eliberezi, nu? Nu, mă? Nu-i așa? Ha? Ți-e frică că nu te mai eliberezi, nu? Zi, mă. Ți-e frică? Ha? Zi, mă. Ți-e frică că nu te mai eliberezi? Hm? Ia zi. Zi, mă. Zi, mă! Dă-i, mă, și tu una! A? Ce să dăm ăsta? Fii atent, dacă umși până te eliberezi, tu nu mai miști în fața mea, înțeles? Dacă mai miști, îți bag pula în gură aici, în mijlocul dormitorului și ție și lumutul tău. Ai înțeles? Ai înțeles, mă? Bă, ai înțeles? Bă, cu tine vorbesc, ai înțeles? Câte dracu de aici. Stai sclavul meu, mă. Ăsta, care vrei scuipați. Scuipați-mi.
Știi ce fac, bă? Ne zici? O să merg și o să mă însor cu fata aia, studenta aia cu buzele frumoase. O să ne dă la servici. O să ne futem, frate, acolo mașina. O să ne futem. O să ne futem. Și iar o să ne futem. O să ne futem, o să ne futem până să ne sară sângele până asta. Ce faci, mă? Ursule! Hai repede, că am fugit ăsta, mă! Ursule! N-ai futut Grijan ea, mă! Ce faci? Bine. Nu stai jos. Doamne, ce mare te-ai făcut. Uite, ți-am adus niște țigări ca să mă arăți ca nevoie. Mulțumesc. Tu ce mai faci? Bine, când te-ai întors. Acum câteva zile, dar nu stau mult. O să plec voi mâine, că încep munca. Of, mamă. Ce lucrezi? Da, un hotel la recepție acolo. Uite, de ce te-am chemat eu pe tine? Să te rog frumos să nu... să nu iei pe Mareș cu tine acolo. Că nu e de muncă și mai bine să stai aici, că trebuie să-și termine școala, să... are fotbal. Să nu iei tu să-l trambălesc cum ai trambălat pe mine.
Uite care e situația. Eu mi-am făcut acolo cât de cât mi-a rezolvat lucrurile, știi? Și de-aia vreau să-l iau și după ce ești, poți să vii și tu la mine. Nu o să vin niciodată la tine. De ce să nu vii la mine? Revine, trebuie să mă enervezi. Dar de ce vorbești așa cu mine? Cum vorbesc? Așa. 8 ani de zile nu... Uite, mă vorbești cu taxul la spital. Cerc că am dat semnătura și că o să-l trec la vama să fac toate actele. Tu nu se vorbim niciodată pe ăsta cu tine, înțeleg? Înțelegi că tu nu o să-l iei pe ăsta, fiindcă eu l-am crescut? 8 ani de zile tu n-ai știut nimic de noi și tu acum vezi și Ilie acum. Te simți singură. Îl vezi mare și Ilie, nu? Vrea să-l crești ca să-l ai. Auzi, tu de ce vorbești așa cu mine? Cum vorbesc cu tine? Eu-s maică ta. Și a ta și a lui. Ce ești tu, mă? Mai zi o dată, ce ești tu? Tu n-ai fost niciodată, n-ai fost tu mamă pentru mine. Când eram acolo și m-ai trimis acasă, eu te încurcam pe tine, înțelegi? Acum vezi și vrei familie. Te simți singură sau ce? De-aia veni, mă. De-aia veni, e singură, e singură, singură, singură. N-are pe nimeni, de-aia veni aici. Zi, așa sau nu așa? Zi. Vezi că nu e chiar așa cum vorbești tu, prostul. Nu e chiar așa cum zic eu? Dar cum e? Nu mai luat-o în Italia pe mine. Ți-ai găsit unul acolo și m-ai trimis acasă ca pe un pachet? Zic că nu e așa, zi. Nu zice? Și mai luat odată, iar ți-ai găsit unul pe acolo, iar m-ai trimis acasă, tot cap un căcat, cap un gunoi. Asta vrei să faci cu ăsta? Să-i distrugi viitorul jurul ăsta, cum e distrugi mie. Asta o să faci, asta ai făcut și cu mine. Fiindcă asta ești, mă, o curvă. O curvă ești tu. Asta e, mă, ta, mă, o curvă. Nu pușcării, așule, mă. Tu nu vorbi așa cu mine, ai înțeles? Nu m-ai chemat pe mine să vorbești așa cu mine. Mă, de ce te-ai cu mine? Mă! Și de ce dau în tine, mă? Că-ți mă, de-aia dau. Băi, mai nenorocit! Bă, nu mai dat bine de morții, mă, adică mai nenorocit, înțelegi? Bă, nenorocit! Umblam ca nebun pe străzi, înțelegi? Ca nebun umblam pe străzi, nu știam să fac. Și acum vii tu și dai mintul după 8 ani de zile? Zi! Și vrei să-l iei pe ăsta? Pe ăsta nu-l iei nicăieri, mă, că-s sub cap, înțelegi? Nu-și mă, în gură, mă, stai în gură! Stai în gură! Bă, da, mă! Ia una cu mine! Bă, pușcăriașule, bă! Ia una cu mine! Cine ești tu, mă? De ce dau, mă? De ce vorbești, mă, așa? Sunt mă-ta, mă! Ai înțeles? Degeaba urli tu și faci așa. Vin acasă. Și dacă pleci de acasă, vă calc în picioare pe toți. Vă omor, ai înțeles? Dacă vin acasă și nu te găsesc, vă calc în picioare. Mă, nu ai tipa la el! Deci! Deci că te omor și tu sunt morți, mă! Că m-ai nenorocit. Bă, ai înțeles? Da. Să nu pleci de acasă, mă, ai înțeles? Și... Domn major, să trăiți. Domn major, l-ați văzut pe domn director? La dormitoare. Băi, l-ați văzut pe domn director? Băi, l-ați văzut pe domn director?
drag să mă văd de pe dreptul ăsta. Vă las zis, mă? Da. L-ați zis, mă, cu domnul director? Dar de ce vreți să-i spun el? Nu, nu, zic dacă l-ați zis sau nu. Ce lucru? V-am întrebat că eu îl zic, l-ați zis sau nu? Sifon. Domn director, am și o mare rugăminte la noastră. Ce e, Chișcare? Ce faci? Știți, eu mă eliberez acum pe 17 și v-aș ruga dacă puteți să-mi dați și mie o... O ce? O zi până acasă. Să mă duc până acasă o zi măcar. Cum așa? Puteți? E cum să-ți dau o permisie cu 5 zile înainte de eliberare? Odată intrat în comisie, nu se mai dă permisie. Unde vrei să mergi? Acasă. Păi nu te duci, mă, acasă după ce te liberezi? Hă? Da, domn director, dar e urgent. Haideți, domn director, vă rog eu frumos. Lasă-mă, Chișcare, mai rabdă și tu puțin. Domn director, vă rog eu frumos, dați-mi și mie o permisie, vă rog eu mult. Chișcane, ți-am dat nas și mi te-ai suit în cap. Domn director, vă rog eu mult. Finule. Păi finule. 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 Și eu. Dă-mi le cheile drumului. Păi, finule. Finule. Dă-mi și mie trei țărțeva mea, dă-mi și mie carte, te rog, e frumos. Bă, vreau să-ți scurt tot dormi, tu nu mă să iei, că mă gura ta de bulanciule chicărești. Dă-i drumul, pula mea, de aici, lasă-mă să dorm. Finule. Finule.
Băi, n-auzi, mă, să dai drumul spre apă, dracu, de aici. Ce auzi? Zi, bă! Ei, mi-a zis finul că ai fost aseară la el și l-ai trezit din somn, să dai telefon. Da. De ce? Avem nevoie. Dar ce reprezintă? Tu ești un bulangiu? La ce te-ai dus la el ca să dai telefon? Ha? O să-ți faci 10, înțeles? Și dacă nu mi-l dai azi, hai de faci cu mine, ai auzit? Ai auzit? Băi, frate, că nu-s mai repede două ori. Ai auzit, da? Ha, hai vreun ce faci. În câteva zile și aș vrea să-mi povestești cu cuvintele tale ce ai de gând să faci după ce ieși. Să nu mă frate. Mai un frate? Da. Mai mare, mai mic? Mai mic. Vreau țigară? Mulți. Părinții tăi unde sunt? Tata e în spital. E bolnav sau de ce? Nu știu. Dar ce vrei de la mine? M-am uitat pe chestionarul pe care l-ai completat și o să zic că e foarte bine. Scrie foarte mișto. Mă zici, stai tot. Gata, am pus deoparte. Nu termin cu chestionarul. Nu vreau să mă citesc cu mine. E, libertatea ta să nu particip la interviu, dar dacă tu te-ai acceptat și ai scris testele astea...
Stai-mă jos. Nu te mai eliberezi, mă. Ieșiți-mă afară! Ieșiți-mă afară! Nu, ieșiți afară! Ieșiți-mă afară! Ieșiți-mă afară! Ieși afară! Ieși-mi afară! Ieși-mi afară! Ieși afară! Mamă, ieși afară! Stai aici! Ieși afară! Luându-l, ieși afară! Luându-l, ieși afară, mi-s! Luându-l, ieși afară! Luându-l, ieși afară, pula mea! Ieși afară, ieși! Africa. Ce frică, nu? Dacă stai cu minte, promit că nu s-o anime. Dacă te agiți, te omor. Ai înțeles? Ai înțeles?
Vreau să o chem pe mama acum aici, într-o oră să fie aici, ai înțeles? Ce faci, mă, Silviu? Ăsta-i numărul lui frate, mi-o sune acolo și o să-ți răspundă ea, ai înțeles? Du-te și bagă băieții pe camere, hai! Silviule, te rog eu, nu fă prostii, că ne descurcăm noi, ai auzit? Mă, tu ai auzit să o chem? Chemă pula mea odată! O chem, mă, n-ai auzit, n-ai înțeles, o chem? Dacă văd picior de mascat aici, bagă ăsta în gât! Mă chemă niciun mascat, fii liniștit! Ia ciobul de la gâtul fetii! Bă, ia ciobul! Toți ăștia la perete! Acuma! La perete. Pă-mi bat pula în voi și în toată poliția voastră de căcat. Silviule! 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 Am vorbit cu maică-ta. Într-o oră ei ce-i cuvântul meu. Foarte bine. Ce face gardian? Dacă îi dai drumul fetei acum, se poate rezolva. Spune că ai fost provocat. Ai cuvântul meu de onoare. Băi, ai cuvântul meu de onoare, ai auzit? Silviule! Să facem interviu? Nu. Hai să-l facem.
Mișcan Silviu, 18 ani, Brăila. Ai fost vreodată în Brăila? Nu. Păcat. Dacă veneai, poate ne cunoșteam și ieșeam și noi la o cafea. Vrei să ieșim la o cafea? Vrei să mergem la o cafea? Da. Ai prieten? Da. Și da. Doar mergem la o cafea, nu facem nimic. Vrei să mergem? Vrei să mergem la o cafea? Da. Știi că se înregistrează totul, nu? Da. Acum nu se mai înregistrează. Adu ceva să-l șterg. Pleacă-mă după iarbă! Pleacă-mă mai încolo! Pleacă-mă după iarbă!
Silviule! A venit maică-ta! Silviule! Silviule! Să intre înăuntru. Lasă-ne să scoatem omul ăla de acolo. Mai întâi intră maică-mea. Ai vrut să o aducem pe maică, t-am adus-o. Acum lasă-ne să-l scoatem pe omul ăla de acolo. Băi, nu tu pui condiții aici! Să intre ea! Și după aia! Duceți-vă, domnule. Să vină niște deținu să ia pe ăsta de aici. Mă aduceți încă doi să le apă ăsta. Vreau să-mi juri acum că nu o să-l iei pe Marius în Italia cu tine. Dacă nu juri, mă omor și eu. Jur acum. Jură. 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 Nu-l iau. Jură pe ochii tăi că nu-l iau acolo. Am zis că nu-l iau, nu-l iau. Jură pe mormântul măta și să te usuși ca ea. Jură. El îmi fie în gât. Jură, am zis. Jur. Jur pe mormântul lui mama și... Să te usuși ca ea. Și să mă usuc ca ea. Că nu-l iau pe Marius în Italia. Și o să faci? Zici ce să faci. Zici ce să faci. Zi. Îl las acasă. Unde acasă? Aici acasă. Tu ce să faci? Zici ce să faci. Nu știu, mamă. O să stai aici să ne înrocești? Nu știu, mamă, nu mai știu. Nu mai știu ce să fac. Vreau să-l aduci pe bucimaș de la carceră, să tragi mașina aici, să deschizi porțile.
Vreau să scot pe fata asta la o cafea. Ai auzit? Bă, tu îți bagi joc de mine? Hă? Promit că dacă faci ce zic, nu-i fac nimic. Bă, cum crezi că o să pleci așa? Ai vrut să o aduc pe măta, am adus-o. Acum gata. Bă, e gata când zic eu că e gata, m-ai înțeles? Dacă nu faci ce zic, iau gâtul că la pol, pe aia nu iau și-o, înțeles? Mergem să bem un cafea, doar atât. Promit că nu-i fac nimic. Scoate cătucile. Acum îl ții acolo până aduci mașina. Zici să iasă din mașină și să lase motorul pornit. Dar tu ce vrei să faci? Vreau să scot pe Ana la o cafea. Acum scoate-l pe ăsta din mașină. Să lase motorul pornit. Să vină încoa. Să vină ursul încoa. Băi, nu e ciobul ăsta. Dacă mișcă, îi bagi în gât, da?
Ai o zi frumoasă. Mersi. Nu-i cafea? Nu. Îți place? Nu, e foarte bun. Dacă vine chelnerița, mai cer o cafea pentru mine, da? Da. Don't go!